Pentru că din nou ne-a ajutat să fim în casa Lui. Spune Domnul că casa Domnului se va numi o casă de rugăciune. Amen. Nu este o casă de distracție, nu este o casă unde să facem business, nu este o casă ca să facem alte lucruri, ci este o casă unde noi ne rugăm, pentru că rugăciunea are putere. În lumea în care trăim, de la începutul acestui pământ, de când diavolul a reușit să aducă păcatul și prin păcat să aducă blestemul pe acest pământ, noi suntem într-o luptă continuă care o avem împotriva diavolului și împotriva demonilor săi care sunt în jurul nostru. Spuneau oamenii care în trecut erau vrăjitori și tot felul de lucrători pentru diavolul, sataniștii, că atunci când erau trimiși ca să distrugă pe creștini, ca să le aducă probleme și să despartă biserici, să despartă familii, spuneau că deasupra oamenilor care se rugau continuu, era o lumină puternică în jurul lor albastră, care nu putea fi pătrunsă, și oamenii aceștia se înervau de numai pentru că nu puteau să-i atingă pe oamenii aceia care se rugau, care se rugau mereu. Slăvit să fie Domnul! Amen. De aceea Biblia ne învață ca noi să fim oameni ai rugăciunii. Aleluia. Nu neapărat să stai pe genunchi toată ziua pe genunchi. Poți să te rogi și când mergi cu mașina, în gândul tău. În loc să te gândești la alte lucruri, în loc să judeci pe fratele tău, să judeci pe mama ta, să judeci neamurile și să faci alte lucruri cu mintea ta. Biblia spune ca noi să ne rugăm la timp și ne la timp, slăvit să fie Domnul. Spune Psalmul 1, ferice de omul care își găsește plăcerea la legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea lui Dumnezeu. Amen. Yes. Aceasta trebuie să facem noi, fraților, atunci când plecăm din biserică, să cugetăm la legea lui Dumnezeu și atunci Domnul ne va feri de multe păcate și vom fi plăcuți înaintea Domnului, slăvit să fie El. Amen. Aș vrea să cred că fiecare în parte din noi suntem creștini ai rugăciunii. Creștini care avem o credință adevărată, nu o credință deșartă, nu o credință superficială, care Iisus a detestat și a urât felul acesta de creștinism care se bazează doar pe lucrurile exterioare, să fii îmbrăcat cu haină lungă și să n-ai inel pe deget și asta cam se termină pocăința omului. Nu! Iisus Hristos vrea ca noi să-i dăm inima Lui și viața noastră și gândurile noastre și să nu ne credem pe noi înșine că suntem oameni buni. Slăvit să fie Domnul! Dacă Iisus Hristos a spus El singur despre El, de ce mă numești tu pe mine bun? Singurul care este bun este Dumnezeu din ceruri. Oare nu a fost Domnul Iisus Hristos bun? Ne întrebăm noi, oare? A fost! Dar El a vrut să ne învețe pe noi lecție că măcar că ești bun pe acest pământ și ești un om pocăit, nu cumva să te crezi tu bun însuși, ca nu cumva să te crezi mai înalt decât fratele tău care poate are unele probleme în lumea aceasta. Domnul să ne ferească de acest păcat al mândriei, al trufiei, care ne face să ne uităm de sus în jos spre oameni. Noi cu toții am fost salvați de la păcate diferite, dar cu toții am fost eliberați de același Dumnezeu, de același Domn, care și astăzi are putere să ne vindece de orice boală, de orice lucru, slăvit să fie Domnul. Domnul știe dacă ești un om care ai o credință superficială și în această seară, dacă avem o credință deșartă, fără de nicio umplutură dumnezeiască, Domnul să ne ierte și să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute de azi înainte
să nu mai fim farisei, să nu mai fim saduchei, să nu mai arătăm cu degetul, să nu credem că ne rugăm mai mult ca alții, să nu credem că suntem mai buni ca alții, să nu credem aceste lucruri, pentru că Domnul atunci nu se uită cu ochi buni la noi și nu avem binecuvântări din cauza aceasta. Yes. Matei 23, Domnul Iisus Hristos vorbește la versetele 27 și 28, care spunem: vai de voi, cărturari și farisei, fățarnici, pentru că voi sunteți ca mormintele văruite, care pe din afară se arată frumoase, iar pe dinăuntru sunt pline de oasele morților și de orice fel de necurățenie. Tot așa și voi, pe din afară vă arătați neprihăniți oamenilor, dar pe dinăuntru sunteți plini de fățărnicie și de fără de lege. Amen. Domnul să ne ajute ca în viața aceasta, ceea ce suntem la biserică, parcă suntem toți niște îngeri umili și umili înaintea lui Dumnezeu și curați și plânzi. Așa cum suntem în biserică, așa cum vorbim în biserică, frumos, ne adresăm fraților și surorilor, de parcă suntem de la aceeași mamă, vorbim frumos. Domnul să ne ajute ca și acasă să păstrăm același limbaj, aceleași cuvinte, același comportament față de soțiile voastre, față de frații voștri, față de neamurile voastre, și să nu fim acasă să ne transformăm și să fim total alți oameni. Pentru că cunosc mulți oameni care față de mine, față de în public, se poartă frumos, vorbesc frumos, de parcă ar fi însăși copiii lui Dumnezeu, dar când merg acasă, își bat soții, își bat soțiile, își înjură părinții, încep să facă tot felul de lucruri în ascuns, beau și fumează în ascuns, înjură în ascuns, merg la cazinou în ascuns și mereu se feresc ca nu cumva să-i vadă frații, ca nu cumva să-i vadă păstorul sau neamurile. Dar să știți, adevărul este că Domnul știe dacă tu ești un om superficial și ești un fariseu din nascare. Domnul să ne ajute ca noi să ne schimbăm în această seară și să nu mai fim farisei, să nu mai fim saduchei, ci să fim oameni adevărați care venim la Domnul Iisus și spunem: Tată din ceruri, până astăzi m-am ascuns și am fost un creștin de genul fariseu, care am judecat frații, care am făcut tot felul de lucruri neîngăduite și la biserică m-am purtat ca și un sfânt al lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute ca să ne cerem iertare de la Dumnezeu, care este gata ca să ne ierte, dar să ne schimbăm viața, pentru că degeaba plângi dacă nu te schimbi. Cunosc oameni mulți care sunt buni la plâns. Sunt buni la plâns și măgulesc mulți oameni ca să-i ajute, ca să-i miluiască. Însă acest plâns fals înaintea lui Dumnezeu nu lucrează dacă nu te schimbi. Degeaba plângem, poți să plângi o lună întreagă, dacă nu te schimbi, nu are niciun efect înaintea lui Dumnezeu, și Domnul să ne binecuvânteze pe fiecare în parte. În al doilea rând, Iisus a iubit oamenii care erau priviți ca lepădături. Oamenii care erau priviți ca lepădături. Și Domnul să ne ajute și pe noi. Dacă până acum noi ne-am uitat cu rău la oamenii care sunt de jos, oamenii care poate au fost în trecut drogați și Dumnezeu i-a vindecat, dar noi i-am răstignit în inima noastră și vorbim despre ei ca și tot sunt cei drogați, cei care sunt tot merg la cluburi, dar Dumnezeu i-a schimbat. Dumnezeu să ne ierte de păcatul acesta, îi punem pe oameni pe cruce și niciodată nu uităm, chiar dacă ei s-au schimbat. Și când vorbim cu oamenii și ei ne spun că ai auzit de fratele cutare, a ajuns să fie proroc, și noi care devenim geloși că pe noi Dumnezeu nu ne-a făcut poate proroc sau nu ne-a făcut Dumnezeu un cântăreț, devenim geloși și începem să vorbim de rău. Dar tu nu știi ce a făcut omul acela? Dar tu nu știi că aia care este acum cântăreață, pe vremuri era o femeie stricată? Și începem să lovim ca nu cumva să părem noi mai jos ca ei.
ca nu cumva cei care au fost de pe urmă să nu ajungă ei cei din tâi. Dumnezeu să ne ierte de acest păcat al geloziei, de acest păcat al răstignirii oamenilor în inima noastră și Dumnezeu să ne ajute ca să dăm la oameni o șansă de iertare în inima noastră și să nu-i răstignim pe cruce. Slăvit să fie Domnul! Amen, amen. Dumnezeu vrea ca noi să luăm în considerare toți oamenii și că nimeni nu este de aruncat. Chiar dacă un om este musulman, nu este de aruncat, pentru că mai are șansă să se întoarcă la Dumnezeu. Chiar dacă este budist, chiar dacă este ortodox, chiar dacă este tot felul de oameni, Dumnezeu să ne ajute ca noi să nu disprețuim pe nimeni. Cât timp omul mai are suflare, Iisus Hristos are putere să-i întoarcă într-o clipă, slăvit să fie Domnul. Dumnezeu să ne ajute ca să nu fim dintre cei care suntem doar negativi și să nu fim dintre cei care suntem doar pozitivi, ci să avem o balanță. Un om al lui Dumnezeu a spus odată, un conducător bun are nevoie de două voci. O voce care adună oile, cum a fost și Domnul Iisus, și o voce care fugărește lupii și huliganii. De aia avem noi nevoie în biserică. Nu de oameni ca Joel Osteen, care vorbesc doar de bine, care nu spun la oameni despre păcate, ci să se pocăiască. Dar avem nevoie și de oameni care strânge oile și care adună oile lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne dea înțelepciune la oamenii care suntem în biserică, să facem diferența între oile lui Dumnezeu și între lupii și huliganii diavolului. Și Dumnezeu să ne ajute ca în biserica noastră să fie un loc unde primim pe toți oamenii, dar unde vorbim corect Biblia și unde depistăm care sunt lupii și ne rugăm ca Dumnezeu să scoată afară lupii și huliganii și să rămână doar oile lui Dumnezeu sau să transforme caprele în oi, dacă este posibil ca cineva dintre noi să mai fie capră. Poate cineva dintre noi în această seară este un fariseu. Dumnezeu să te ajute să te transforme din fariseu într-un om smerit al lui Dumnezeu și dintr-o capră Dumnezeu să te altoiască și să facă din tine o oaie smerită a lui Dumnezeu. Mergem pe genunchi și ne rugăm ca Domnul să ne ierte de păcatul fățărniciei și de păcatul judecății și atunci biserica va merge înainte cu mare izbândă. Amin.